Povestea farului genovez din Constanța. Farul genovez, ridicat în Chiustengeul otoman la mijloc de secol XIX de firma britanică Danube and Black Sea Railway and Chiustenge Harbour Limited, având ca șef de lucrări un inginer francez de origine armeană. Pe numele său, Artin Aslan, poate spune povestea unei Constanțe fascinante, îmbogățită de zecile de naționalități ce au călcat pe țărmul Tomisului. Privind acolo, în locul de unde au venit de-a lungul veacurilor, cu embarcațiuni mai vechi, mai moderne sau mai șubrede, grecii, romanii, bizantinii sau otomanii, un gând îți străfulgeră capul. Cu siguranță, toți aceștia, înainte să atingă țărmul necunoscut al vechii cetăți, vedeau, înainte de toate, licărirea focului susținut de seu de animale, reflectat în oglinzi atent așezate, ce țâșnea din farul vremii, proptit pe înalturile țărmului. Cu siguranță, aceeași licărire l-a întâmpinat și pe marele poet latin Publius Ovidius Naso, aflat pe corabia ce l-aducea în împovăratul exil la Tomis. Când otomanii încă nu călcaseră pe pământurile vechiului continent Europa, în secolul al XIII-lea, în antica cetatea Tomisului, debarcau galerele genovezilor. Această nație italică avea să domine pentru o bună perioadă de vreme bazinul pontului Euxin. Navigatorii scusiți și negustorii născuți, italicii genovezi cunoșteau secretul acelei vremi, controlai drumul mătăsii pe care circulau cele mai multe și mai felurite mărfuri prin lume, conduceai negoțul și prosperai în tot. Iar drumul mătăsii trecea prin Marea Neagră, ca mai apoi să intre spre Occident prin țărmul românesc și gurile Dunării. Astfel, controlul asupra litoralului pontului Euxin le asigura dominarea negoțului mondial. Aceștia au scris pagini importante din istoria vechii cetății Tomisului. Un important simbol rămas în memoria constanțenilor este farul, o mărturie la fel de vie a continuității latine a acestor meleaguri. Pe la 1300, genovezii ridicau din piatră un far ce avea să le poarte pe umeri legenda la Constanța până în zilele noastre. Când au debarcat pe cheiul prăpădit din piatră și lemn de la Chiustenge, venind dinspre Sulina, într-o zi tomnatică, încă însorită a anului 1855, consulul britanic și cei câțiva englezi care îl însoțeau nu au găsit nimic pe țărm, nici o casă, nici o biserică, nici o clădire din piatră mai a cătării.